Hei, bună! Știți cine sunt, da? Ok. Haideți, primul lucru pe care o să-l facem este să vă arăt ce am cumpărat de la Kaufland și de la DM. Aici! Dar înainte de toate astea, dați acolo un like și un subscribe și astăzi o să și bârfim despre treaba cu slăbitul. O să bârfim mai multe lucruri în timp ce o să și gătim anumite chestii. Deci, hai să începem! Am scos totul din pungi ca să nu se aude foșnăitul ăla, că așa mă enervează, așa că am zis să nu vă enervez și pe voi. O să încep cu o cola zero cu sherry, mi-am luat-o, am băut super puțin pentru că m-am săturat așa puțin de apă și am zis hai să o drec puțin cu cola. Mi-am luat un baton de la fitness, din acela cu ciocolată și banane, îl ador, am luat doar unul singur. Niște Zuzu. E bun, când ți-e foame sau poftă de ceva dulce, e te mai baci cât un lapte. Am luat niște banane, am luat 3 banane mici, în caz că am poftă să mănânc dimineața. Dimineața, exagerez, că eu mă trezesc oricum la ora 2. Am luat niște pulpe de pui, uitați-le, și cu aceste pulpițe o să gătim noi astăzi. Știți ce zic? O să facem și o ciorbiță și ceva la cuptor. Sau sper să fac și ciorbiță. Vreau, de fapt, să fac ciorbiță, pentru că am găsit acești ardei, nu știu dacă i-ați mai văzut, sunt niște ardei iuți, dar sunt neiuți. Doamne, știți cât de buni sunt? Deci îi ador și mi-a adus odată mami din Anglia, de atunci am adorat super mult. Problema e că în România nu-i găseam și cum mă plimbam eu prin Kaufland, am dat de ei. Băi, sunt bombă, merită să încercați, mai ales cu ciorbe, sunt... Oh! Acești baby morcovi pe care o să-i băgăm la cuptor cu acel pui. Niște broccoli pe care o să-l băgăm și pe acesta la cuptor. Am luat niște Jacobs pentru mami, să-i pun pachet mâine. Așa. Am luat niște de-astea de căței de la Kaufland. Văd că i-am dat deja unul de când am intrat în casă și l-am mâncat. Deci nu cred că sunt chiar atât de răi. Am luat o pâine normală în caz că mi se face poftă, că n-am mai mâncat pâine normală de... Nici nu mai știu să vă spun, ca să înțelegeți. Dar s-o am în casă. Mi-am luat niște ardei capia, de-aștia. Super drăguți. Merg cu brânză. 2 cartofi dulci, pe care o să-i bag și pe ei la cuptor, ce credeți? Că mie mi-a plăcut. Am mâncat odată la prietena mea, Daria, și mi-au plăcut. De ce să mint? Și tot din Kaufland am luat șuncă de casă vrac de la Fox. Este din aceeași alunguiață, știți ce zic? Foarte mișto arăta acolo. Și am mai luat niște măsline. După cum știți, eu ador măslinele negre. Și pe toate astea am păstrat El Bono, am dat 98,1 bani. Iar din DM am luat acest deodorant care miroase a Alien, să-l trimit lui mama. Acest gel de duș cu cocos și vanilie. Mă scoatem daița. Încă un gel de duș care miroase a... White gloss. Cred că a ciocolată albă cu ceva. Nu, cocos și iris. Ok, am citit pe spate. Și încă unul. Tot de la Balea, preferatul mamei mele, cu lămâiță. Doamne, dar ăsta miroase bombă, fraților. Bombă, bombă, gen. Doar că i-am mai cumpărat de la tot așa să-i trimit. Iar pe toate acestea am dat 21 de lei și 45 de bani. Bun, căcin. Așa că să nu mai stăm la cumpărături, că nu mai avem, efectiv nu mai avem. Și haide să începem să gătim și să vă povestesc experiența mea cu slăbitul, pentru că o să vedeți voi imediat ce s-a întâmplat. Cam așa arată ce voi băga eu la cuptor, sper că vă face cu ochiul. Sunt cei baby morcovi pe acolo, broccoli, copănelele. Am uns puțin tigaia cu unt și am pus puțină soia, dar foarte puțină soia, și delicat pe copănele. Iar acum voi pune cartofii dulci, vreau să presar și câțiva,
usturoiul și direct la cuptor. Am zis să nu vă mai țin cu mine cât tai toate chestiile, pentru că aș fi făcut zgomot și nu ați fi auzit exact tot ce vreau eu să vă povestesc, că sunt chestii interesante. Așa că să nu plecați, da? Să nu plecați! Uitați ce drăguț arată! Abia aștept să o bag la cuptor și să și mănânc, bineînțeles. Am pus și ciocanelele să fac ciorbă, am tăiat deja legumele, sunt aici în castronel. Nu mi rămâne decât să aștept să iau spuma, pun legumele și am cam terminat-o și cu ciorba. Știți ce zic? Că eu am mai făcut-o pe vlog, deci nu o să stau să vă arăt fiecare pas, pentru că o știți cum o fac. Așa că haideți să mergem la bârfă. Gata, mi-am luat poziția de bârfă. Voiam să vă spun că de astăzi am încetat tratamentul cu Eximia, deci nu voi avea un filmuleț în care vă voi prezenta produsul final pe mine, pentru că acum vă voi explica. Haideți să încep cu prima parte, când m-am dus să plătesc avansul pentru această procedură. Fata de acolo, care deține acest aparat și este salonul ei, implicit, mi-a spus, când am întrebat-o în legătură cu ce ar trebui să mănânc, regim, că tu poți să mănânci și paste, dar mănânci într-o cantitate foarte mică, poți să mănânci și burger, doar că mănânci foarte puțin din burger. Ok, trebuie să bei foarte multă apă, lucruri pe care eu le înțeleg, adică sunt normale, atâta timp cât vrei să slăbești, da, mi se pare și normal să renunți la prăjeli și prostii, da, deci asta e totul înțeles de toată lumea. Ok, ca acum două zile să am a treia ședință, eu să o întreb pe fata de acolo care îmi făcea tratamentul, băi, și dacă ar fi să nu am niciun rezultat, eu ce fac? Adică am stat puțin să-mi pun această întrebare pentru că eu nu am văzut rezultate vizibile la mine, mai exact nu prea am văzut rezultate. Și cred că ea a contactat-o pe fata care are salonul și a zis, vezi că Corina e nemulțumită sau cine știe ce o fi zis ea acolo. Așa că în seara respectivă eu m-am dus la Doina, am făcut, cine mă urmărește și pe Instagram, pe corinuța2993 Instastory, în care eram la o altă procedură pentru picioare, să slăbesc, Nu am apucat, efectiv în ziua aia nu am apucat să mănânc. M-am trezit, mi s-a stricat mașina, am luat taxiul, m-am dus la Eximia, am luat taxiul, m-am dus, nu știu cum se numește salonul acela, și mi-am făcut vacuum și electrosimulare pentru picioare și abia la ora 6:30 am apucat să mănânc prima mea masă, deci eram lihnită și efectiv obosită. Să primesc un telefon de la fata care are aparatul, și să-mi zică că ce faci? Bine, uite ce să fac, mănânc. Ce mănânci? Roșii cu brânză și cu ardei gras. Foarte bine, sper să fie ultima ta masă. Băi, ce crezi, este și prima. Adică eu pe ziua de astăzi nu am mai mâncat. Ok, atunci prima și ultima ta masă să fie. Am rămas puțin șocată pentru că eu nu prea stau să am discuții mai importante cu oamenii la telefon. Eu dacă am ceva să spun cuiva, eu cam îi spun față în față. Nu stau să mă încurc după telefon, mai ales că eu la telefon, eu nu prea aveam deloc dreptul la replică. Ea vorbea foarte mult peste mine, îmi spunea chestii, nu aveam efectiv cum să opresc. Și să-i zic, m-a întrebat ea, tu ești nemulțumită, ceva, că am vorbit cu Georgiana astăzi și mi-a zis că ai fi nemulțumită. Și am zis, băi, da, pentru că eu mănânc destul de sănătos și nu se văd centimetrii aia care, vezi, domne, scapă miraculos fetele de centimetri cu acest Eximia. Că nu, că tu trebuie să mănânci mai puțin, că nu știu ce, că că uite, poți să iei exemplul meu, care eu beau o cafea dimineața, mănânc o salată la prânz și seara mai mănânc un iaurt până în ora 6. V-am zis, nu am discutat asta la telefon pentru că mi s-a părut aberant să am conversația asta la telefon. Și eu când m-am întâlnit astăzi cu ea, când aveam a patra ședință pe care nu am mai făcut-o, i-am spus, uite care-i treaba. Treaba asta nu este un stil de viață sănătos, este înfometare.
înfometare. Dacă vă zice cineva să beți o cafea, să mâncați o salată la prânz și seara un iaurt, asta se numește înfometare, da? Dacă țineți vreuna dintre voi regim așa, se numește înfometare. Până la vârsta mea, aproape 28 de ani, eu deja m-am informat în foarte multe locuri în decursul anilor ce înseamnă un stil de viață sănătos, ce înseamnă nutriție, ce înseamnă aia, ce înseamnă aia. E, vă spun eu că asta înseamnă înfometare. Și atunci am spus că înfometarea pe mine nu mă ajută. Dacă voiam să slăbesc prin înfometare, credeți-mă că nu dădeam această sumă de bani pentru eximia. Băi, că stai, că nu e așa, că de fapt asta se aplică la mine, că tu ce mănânci? Și zic, piept de pui la cuptor. Cum ați văzut, fac chestii cu legume la cuptor, deci nu e ca și când aș mânca McDonald's sau alte prostii. Chiar am renunțat, beau apă de fiecare dată. Hâț, uitați apa, este mereu cu mine, apa asta e sfântă mai nou. Și am zis, spune-te în locul meu ca și clientă care am plătit destul de mulți bani, ce ai face dacă tu după 7 ședințe pentru suma asta, gen, ai slăbi un centimetru, ai fi mulțumită? Nu. Ăsta ar fi fost răspunsul. Nu. Mi-a zis că s-ar putea să am probleme cu glanda, că poate ăsta e motivul pentru care nu slăbesc. Încerca să-mi arate toate mesajele de la fete, că uite că fata asta a slăbit. Nu mă interesează. Nu mă interesează ce faci tu. Mă interesează pe mine să se vadă un rezultat, pentru că eu am plătit banii ăia. Nu i-a plătit aia pentru mine. Știți ce zic? În fine, eu chiar am sunat-o după aceea pe mama și am întrebat-o. Mami, eu am făcut testul de glandă, că eu, dacă mi-aduc bine aminte, cred că l-am făcut și pe ăla atunci cu depresia. Și mama mi-a zis că da, le-ai făcut pe toate, deci problema la mine nu este nicio glandă. Efectiv, la mine nu a funcționat în 3 ședințe acest aparat. Fata de la Eximia mi-a dat bani înapoi pe ședințele pe care nu le-am făcut. Erau deja 4 fete care voiau să vină la Eximia. Credeți-mă, nu or să mai vină la Eximia. Pe mine ce m-a deranjat cel mai mult este că dacă eu vreau să slăbesc, pot să fac treaba asta prin înfometare fără să plătesc nici măcar un leu. Este decizia mea dacă vreau să slăbesc prin înfometare. Este decizia mea dacă vreau să slăbesc prin sală, care durează mai mult. Dar procedurile corporale, să ne înțelegem, sunt făcute în primul rând ca stilul tău de viață să rămână cam același, iar acel aparat destul de bun, nu? Să te slăbească. Să facă cumva să te slăbească. Ca după aceea, într-adevăr, să te menții cu acele ședințe, mă mănâncă nasul, mă bucur să iau ota, e una din două. Dar eu să dau bani pe un aparat care nu are un efect la mine, este egal cu zero. Eu oricum nu sunt un fan proceduri și chestii, eu oricum nu prea cred în ele. M-a sunat și prietena mea, Daria, să-mi zică că fată, nu le-am încercat, eu crede-mă pe toate, foarte scumpe. Trebuie să slăbești prin regim alimentar. Nu neapărat prin mișcare, dar regimul alimentar te ajută foarte mult. Dar, vă spun încă o dată, prin înfometare slăbiți perioada aceea și după aceea le puneți la loc. Așa, prin regim alimentar, scăpați ușor, ușor de kilograme. Deci eu nu am avut nicio problemă, nu am nicio problemă cu glandă, cu tiroidă, cu ce mai e pe acolo. Efectiv, la mine nu a funcționat acest dispozitiv Eximia, faimosul Eximia, și mă deranjează pentru că bănuiesc că, dacă ați văzut acest aparat, este foarte sponsorizat de o fostă concurentă de la Bravo iStyle. E, asta e mai nașpa, știți ce zic? Diferența este că eu am plătit ședințele, ea nu. Ea poate să se ducă, aparatul poate funcționează, dar nu neapărat după 7 proceduri. Poate funcționează după mai multe, dar după 7 nu cred că funcționează. Asta este strict părerea mea, nu o să mi-o schimb. V-am spus întotdeauna adevărul și mă repet, o să vi-l spun întotdeauna, pentru că acest canal este al meu și eu nu stau să mint poporul cu televizorul. Eu v-am mai zis încă de la început că acest canal este ca un jurnal pentru mine, în primul rând. De ce aș minți într-un jurnal al meu? Nu? Deci, pam, 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 pam. O să mă duc, dacă e în altă parte, să-mi fac
alte tratamente corporale care nu sunt atât de scumpe și m-am gândit și la criolipoliză, să mi-o fac și pe aceea, o să mă gândesc, până atunci îmi țin în continuare regimul, să-l numesc așa, stilul ăsta mai sănătos, cu chestii la cuptor, fără uleiuri, să vedem așa cum merge toată treaba, dar ceva scump în momentul ăsta chiar nu aș mai face, pentru că am rămas destul de dezamăgită de toată treaba asta și ceea ce mă deranjează este că eu lucrez cu oamenii, eu lucrez că pun gene, ok? Eu înțeleg tot ce îmi spune clienta, eu încerc să mă pun în locul clientei. Fata de acolo nu a încercat să se pune în locul meu, efectiv deloc. Ei s-a părut ceva gen, aoleo, ia uite și pe asta, așa cum ce vrei să-ți fac, e vina ta. Efectiv a dat vina doar pe mine. Eu nu sunt așa. Dacă o clientă îmi spune, Corina, mi-au căzut a doua zi genele, poa, e din vina ta. Eu întreb, ai făcut asta, 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 asta? Nu. Ok, atunci poate e din vina lipiciului, dau vina și pe mine, da? Încerc să mă pun în situația ei pentru că a dat un ban și vrea anumite rezultate. Bine, asta am dat-o așa, ca o paranteză, pentru că nu s-a întâmplat treaba asta. Mi s-a întâmplat într-adevăr o singură dată cu genele, când m-au sunat două fete și mi-am dat seama atunci că lipiciul era prost și abia îl desfăcusem și îl cumpărasem și le-am chemat din nou să le pun gratis gene, pentru că nu era nici vina mea, nici vina lor. Înțelegeți? Dar nu am fost tratată, să zic așa, ca de la om la om. Am fost efectiv clienta aia țâfnoasă, care ea este de vină cu toate lucrurile și ea are ceva de comentat și este vina ei. Vina mea nu este. Într-adevăr, nu este vina nimănui până la urmă. Este vina cui? A mea, nu? Că eu am dat banii, pe mine m-am mâncat în funduleț să mă duc la proceduri. Ce mi-o fi trebuit mie când puteam să o iau de la început cu un fometare sau cu mâncat sănătos? Aia este, se mai întâmplă. Mai faci greșeli în viață? Uite că ne lovim de ele. Mi-a de făcut și ciorbița cu puiuț. Și acum să vedem cum se treaba la cuptor. Wow! Și miroase delicios. O mai lăsăm puțin și gata. Cât am așteptat să se facă ciorba și încă mai trebuie să stea puțin la cuptor puiul cu broccoli, cu baby morcov și cu cartofi dulci, am făcut coletul lui mama și nu că m-am încălzit, că m-am luptat și detest să pierd, cum îi zice, ăla de la scoci, să pierd moțul. Dacă am pierdut moțul, mi-am pierdut viața. Asta am făcut eu acum. Cam așa arată ciorbița. O să mănânc cu acești ardeași drăguți, pe care îi ador. Așa că am încălecat pușa și v-am spus povestea mea și o să vă mai arăt și când scot aia de la cuptor și gata, s-a terminat și vlogul pe ziua de astăzi. Vă super pupicesc! Arată și puiul meu la cuptor. Am lăsat puțin mai mult, de asta sunt așa mai creoline, aceste brocoline, pentru că am zis să se facă puiul și gata, bye!